invitatul Capaclia și am venit să o felicităm pe doamna Vera cu ziua de naștere. Să-i urăm o viață cât mai frumoasă, fericire, să fie stimată, să fie apreciată, iar mereu să fie mereu alături persoanele dragi. Chiar surpriza vine din partea celor dragi. Să mergem să o felicităm! La mulți, mulți ani! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Dar cine să trăiască? Dar cine să trăiască? Doamne, să trăiască, la mulți ani trăiască! Doamne, să trăiască, la mulți ani trăiască! Dar cine să trăiască? Dar cine să Doamna Vera, eu sunt Cristina și astăzi am venit să vă felicit cu ziua dumneavoastră de naștere pentru că m-a rugat cineva. M-a rugat cineva să vă fac o surpriză frumoasă, să vă surprind frumos și vreau să vă întreb cum credeți, cine mi-a spus să vin la dumneavoastră în ospeție? Nepoatele, cred. În partea nepoatelor. Uitați-vă, eu am pentru dumneavoastră un buchet de flori și mai am cadouri, dar am și un mesaj de felicitare în care scrie cine vă felicită într-un mod mai deosebit. Acest buchet este pentru dumneavoastră. Haideți o aplaudă! Șampoanea tot este pentru dumneavoastră. La urmă îi dăm tort cu lumânările, cred că să ne sufle. Și am să dau citire mesajului. La mulți ani, dragă mama, dacă nu ți-am spus-o niciodată, ți-o spun acum. Îți mulțumesc că existi. Îți mulțumesc că ești mama mea. Îți mulțumesc pentru că ai avut răbdare cu mine. Îți mulțumesc că m-ai crescut oferindu-mi toată iubirea și fericirea de care un copil are nevoie. Și îți mulțumesc pentru că nu ai încetat niciodată să crezi în mine. Te iubesc cu toată ființa mea și îți doresc multe zile senine ca să ne bucurăm împreună de tot ce are viața mai frumos în oferire. În această zi specială, mă rog la Dumnezeu să te țină sănătoasă și puternică, fericită și liniștită și tot ce este mai bun să-ți ofere ție, pentru că le meriți din plin. Măcar atât să pot face în semn de mulțumire pentru felul în care m-ai crescut. Pentru că orice aș face, simt că nu este suficient. La mulți ani, draga noastră, mama. La mulți ani este pentru dumneavoastră. Doamna Vera, și mai am niște melodii pentru dumneavoastră. Aveți emoții. Și v-aș îndemna să lăsați buchetul într-o parte. Să ieșim afară să dansăm. Mama, mama, crede-n lumea, mama.
Uite ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimic, dar numai pragul să-i mi-l dar. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimic, dar numai pragul să-i mi-l dar. Mamă-i mamă cât e lumea, mamă-n viață e numai una. Să iubești cât mai trăiești, și
balada muzicală pentru dumneavoastră, un cântec numai pentru mama. Suntem în direct, da? Și puteți să le spuneți lor mulțumesc. Okay. Spuneți-le lor mulțumesc. Vă mulțumim
copiii lasă mici, nepoții și strănepoții. Și mă mulțumesc că am ajuns până timpul de azi. Am muștit tare mult. Sunt mică, te rog, mai. Am muștit tare mult și fără credere, dar Dumnezeu Iisus vede toată lumea. Îi doresc mult sănătate. Da, dorim sănătate și cum. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani!